Ce înseamnă tehnologia HDR-1000? Ni s-a întâmplat tuturor. Faci o poză, personajele sunt focalizate, dar ce se întâmplă cu planul din spate? Zonele luminoase sunt șterse, iar zonele întunecate sunt doar o pată mare de întuneric. Aici intervine tehnologia noastră HDR, dar ce înseamnă mai exact HDR? Haideți să aflăm, nu? HDR sau High Dynamic Range face albul mai luminos și negrul mai intens, într-un mod pozitiv. De obicei se fac mai multe poze cu diferite expuneri, apoi se combină într-o singură imagine spectaculoasă HDR. Tehnologia HDR se folosește și pentru videouri. De fapt, studiourile de la Hollywood folosesc tehnologia HDR atunci când filmează sau masterizează materialul video. Pentru a vedea conținutul așa cum l-au gândit creatorii lui, televizoarele echipate cu tehnologia HDR au devenit o necesitate. Nu toate televizoarele HDR sunt dezvoltate la fel, deci ai nevoie de unul care redă imaginile cu fidelitate, indiferent că este într-o sufragerie foarte luminoasă sau într-un dormitor întunecat. Numărul mare HDR este un indicator al abilității televizorului să redea culori mai naturale, mai realiste. De exemplu, televizoarele convenționale au nivelul de luminozitate undeva între 0,01 și 100 de niți, însă televizoarele Samsung SUHD cu tehnologia HDR-1000 au un vârf de luminozitate incredibil de ridicat de până la 1000 de niți, ceea ce înseamnă că zonele luminoase vor fi și mai luminate, iar zonele întunecate vor fi mai intense, astfel rezultând o imagine mult mai aproape de cea originală. Televizoarele SUHD presupun și o tehnologie denumită Ultra Black, care redirecționează lumina, reducând efectul de reflexie al ecranului. Chiar dacă ești într-o sufragerie luminoasă, nu o să mai observi reflexii din jur pe ecranul televizorului, de la păsările care zboară peste nori într-o zi însorită, până la micile viețuitoare ascunse în întuneric. Asta înseamnă Samsung HDR 1000. Vezi lumea așa cum ar trebui să o vezi. Samsung SUHD. Televizorul.